După 7 zile, situația critică de la Spitalul Județean de Urgență Călăraș s-a rezolvat prin alocarea unui spațiu de 30 de paturi COVID la Spitalul de Pneumofiziologie Călăraș. Astfel, abia duminică, prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 151 din data de 24 octombrie, s-a aprobat creșterea capacității de spitalizare a cazurilor ușoare de COVID-19 la nivelul județului Călăraș prin crearea unui spațiu cu 30 de paturi la Spitalul TBC. Însă această hotărâre a fost luată târziu, abia după ce sâmbătă managerul Spitalului Județean de Urgență Bogdan Mihai și-a strigat disperarea pe Facebook după ce la nivelul spitalului mai erau 6 paturi goale, iar alți 8 pacienți confirmați cu COVID care aveau nevoie de oxigen așteptau la UPU. Valentin Barbu nu aprobase nici până sâmbătă solicitarea de extindere a capacității de gestionare a pacienților COVID către alte unități. Totul s-a rezolvat după ce situația de la Călăraș a ajuns la urechile secretarului de stat Raed Arafat. Urmarea evenimentelor care s-au întâmplat la nivelul Spitalului Județean de Urgență Călăraș, referitor la preluarea, să spunem, din zona Spitalului Județean de Urgență către Spitalul TBC, care se află în subordinea Consiliului Județean, la evenimentele care au apărut în spațiu mediatic, televiziunile Realitatea și Antena 3, directorul Spitalului Județean, managerul Spitalului Județean Călăraș, Cristi Bogdan Mihai, a fost cel care a trebuit să dea explicații și să dea situația la zi ce se întâmplă la Călăraș. Aici, datorită prefectul județului Călăraș, care îl consider un incompetent, a aruncat pe Consiliul Județean, că Consiliul Județean e vinovat, că domnia s-a anulat o hotărâre a Comitetului de Situație de Urgență în care să pună ca și obiectiv, noi, Consiliul Județean, să asigurăm preluarea în Spitalul TBC a bolnavilor COVID, identificați la Spitalul Județean și transferați la Spitalul TBC. Pentru toate astea, noi, Consiliul Județean, în baza hotărârii Comitetului de Situație de Urgență, suntem obligați să asigurăm sumele necesare materialelor și ce înseamnă aparatură medicală pentru a putea să preluăm acești bolnavi COVID. Pentru toate astea, ca să vă aduc la zi situația, aș vrea să încep ce investiții are Consiliul Județean în spitalele din județul Călăraș, adică Spitalul TBC și Spitalul de Urgență Călăraș. El e cel care s-a ocupat, Eduard Grama, el vine cu o muncă de 5 ani de zile în cadrul Consiliului Județean, de aceea cred că ar trebui să vă informeze ce face Consiliul Județean pentru Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Domnule Eduard Grama, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această muncă a pornit în anul 2016 împreună cu dumneavoastră și am gândit să facem Spitalul Județean Călăraș să-l aducem la normalitate. Știm tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, faptul că nu am beneficiat și niciodată de condiții să spun normal. În 2017 am pornit acest parcurs de dezvoltare al Spitalului Județean Călăraș cu investiții, iar astăzi vorbim de construirea unui corp nou de 20 de milioane de euro, dotarea ambulatorului Călăraș, un proiect al Consiliului Județean pe fonduri europene de 2,5 milioane de euro, crearea de locuri de cazare pentru medici. Avem prin ANL, avem blocul din strada Independenței, iar al doilea bloc care este în construcție și va fi finalizat, sperăm noi, la sfârșitul anului 2021, este tot pentru specialiști, o parte dintre ei vor fi medici Spitalului Județean. Vorbim de investiții de circa 30 de milioane de euro care intră în Spitalul Județean Călăraș doar pentru a crea aceste condiții de normalitate. Nu ne-am dorit nimic mai mult, ne-am dorit doar ca noi, cei care suntem în municipiu și județul Călăraș, să beneficiem de un tratament corect, să beneficiem de ceea ce beneficiam în mod frecvent la București și poate unii dintre noi nu puteam să ajungem acolo. Astăzi este un moment greu pentru că suntem în pandemie. Împreună cu domnul Dumitrescu am pornit acest, să spun, program contra cronometru și am ținut legătura pentru că în martie 2020
vă aduceți aminte, a fost declarată stare de urgență împreună cu dânsul, dânsul fiind la momentul respectiv președintele Comisiei de Monitorizare. Singurul specialist cu care am discutat și cu care am colaborat, la anul 2020 exista o deschidere din partea prefecturii și a prefectului. Domnul Dumitrescu era o voce cu care noi ne sfătuiam, iar astăzi, în 2021, avem un prefect care nu înțelege ce caut acolo, avem un prefect care nu înțelege gravitatea situației în sănătate în momentul de față, avem un prefect care nu colaborează cu absolut nimeni și ia decizii singur, fără să consulte oamenii care sunt într-adevăr implicați în această pandemie. În spatele managerilor care au trecut prin Spitalul Județean este o echipă împreună cu președintele Consiliului Județean care este implicată direct, o echipă care răspunde dorințelor medicilor, pentru că medicii la acest moment sunt cei mai expuși, medicii sunt cei mai implicați. Nu am ținut cont de culoarea politică și aici doamna Enache, directoarea medicală, care este chiar consilier local al PNL-ului, este unul dintre cei mai buni profesioniști ai Spitalului Județean Călăraș și este cea mai implicată în momentul de față în această pandemie. Doamna Florentina Stamate, domnul doctor Burtan, sunt extrem de mulți oameni care sunt 24 din 24 pentru comunitate implicați, sunt oameni care tratează COVID-ul și vreau să vă spun că avem și rezultate foarte bune, foarte mulți, pentru că beneficiem de o medicamentație și tratăm COVID-ul la Spitalul Județean Călăraș și avem decedați sub o treime din cei care au intrat în Spitalul Județean Călăraș. Deci, suntem alături de managerul spitalului, suntem alături de orice dorință a medicilor care sunt implicați în această pandemie. Și ce primim ca răspuns din partea echipei PNL, pentru că la acest moment nu ar trebui să fie echipa PNL și echipa PSD, ar trebui să fie o echipă comună care să lupte cu pandemia. Avem profesioniști la PNL? Eu cred că nu avem. Uitați-vă ce s-a întâmplat la ultimul examen pentru directorii de școli. Avem o directoare la școala 1 care nu știe care e asemănarea între o furculiță și un cuțit. Avem un subprefect care a terminat facultatea și pe a făcut liceu. Avem un prefect care nu ține cont de părerile specialiștilor. Haideți să depășim momentele astea politice și să ne luptăm în 2024, nu în 2021. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Eduard Gama. Ai făcut și aprecieri politice. Noi credeam că astea să le lăsăm la partidele politice, dar mă rog, să le luăm în calcul și să ținem cont de ele, lipsă de profesioniști la PNL. Dacă discutăm de politic, în ultima conferință de presă a Partidului Național Liberal, domnule Cristi Mihai Bogdan s-a făcut niște aprecieri că specialiștii medici pe care dumneavoastră îi aduceți sunt niște minciuni, nu este adevărat, s-a adus câteva acuze că dumneavoastră nu puneți în practică, să spunem, lucruri pe care prefectul județului Călăraș le consideră că nu sunt în regulă. Ce puteți să spuneți referitor la acuzele pe care prefectul vi le aduce și cu intervenția dumneavoastră ar vrea să aduceți la zi tot ce s-a întâmplat în spațiu public, ca presa călărășeană să știe ce s-a întâmplat în ultimele trei zile de la neemiterea hotărârii a Comitetului de Situație de Urgență până la situația în care televiziunile au văzut că dumneavoastră v-ați manifestat nemulțumirea că Spitalul Județean de Urgență Călăraș o să aibă probleme de a primi pacienții COVID. Domnul președinte, domnilor și domnilor, discuțiile sunt relativ simple dacă discutăm tehnic. Tehnic, lucrurile stau așa. Lunea trecută, practic, acum o săptămână,
Am avut o discuție cu domnul președinte și am stabilit împreună să lucrăm puțin anticipativ, astfel încât să nu ajungem să luăm decizii într-o situație în care deciziile era foarte posibil să fie prea târziu. În urma analizei am trimis către toate instituțiile implicate, cu, în special către Prefectura Călăraș, al cărui conducător, respectiv prefectul, este și șeful Comitetului Județean de Urgență cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, pentru a știința despre necesitatea înființării în oricare altă unitate medicală a unui număr de paturi tampon, care în momentul în care noi suntem supra-solicitați să putem dirija pacienți COVID. Domnul prefect poate nu știe, dar noi am făcut lucrul ăsta în interiorul spitalului. Faptul că la acest moment în Spitalul Județean de Urgență ambulanțele nu stau la coadă, cum vedeți probabil prin alte filmări către alte județe, pacienții nu stau pe holuri, este că noi am gândit anticipativ și am gândit astfel încât să creăm niște spații suplimentare pe fiecare secție, pe spațiul acela comercial, avem un număr de 10 paturi pentru UPU, astfel încât să decongestionăm activitatea, să putem prelua. Dar și cu aceste măsuri pe care noi le-am luat, am apreciat că este posibil la un moment dat, datorită unui flux mare de pacienți care vin la UPU, să ne blocăm. Și atunci am gândit să mai creăm un spațiu tampon în altă unitate medicală, ca o propunere din partea noastră. Să vă spun ce s-a întâmplat în continuare. Probabil marți a trebuit domnul prefect să se gândească puțin dacă e cazul sau nu. Miercuri ne-a convocat la o ședință la Consiliul Județean, în urma căreia nu s-a stabilit nimic concret, a rămas că o să se mai gândească. Joi am înțeles că a mai făcut încă o altă discuție. Vineri, desigur, n-a avut timp, a fost într-o conferință de presă politică în care ne-a spus că, de fapt, situația Spitalului Județean e una chiar bună financiar. Medicii pe care îi aducem, dacă spunem, asociat numele meu cu minciuna, nu știu, nici nu aș vrea să intru, că deja îi dau prea multă importanță, dau prea multă de importanță unor declarații la nelocul lor. Și sâmbătă m-am dus la serviciu și am constatat că aveam 8 pacienți în așteptare și 6 paturi libere. Primul meu impuls a fost să-l pun la sus pe domnul prefect, să spunem pe cei doi primiți la dumneavoastră, unde îi primim? Că... Și am făcut acel material care a ajuns, din păcate pentru noi toți, la nivel național, ca să arate cât de slabi ne putem organiza la nivel de prefectură, la nivel de județ, pe niște măsuri care trebuiau luate direct. Și mai mult, a fost sâmbătă, în aceeași zi am participat la o videoconferință cu toți managerii de spitale implicați, cu directorii de DSP din țară și cu domnul secretar de stat Arafat, în care l-am înștiințat și pe dânsul. Și dânsul, vă spun exact cuvintele pe care mi le-a transmis, a spus ca DSP-ul să trimită de urgență un material, că dânsul ia orice decizie peste un prefect care nu vrea să facă nimic. Astea sunt motamă. Duminică, auzând probabil faptul că se pregătește o decizie să vină central, ca să nu pară într-un mod ca și cum ar dormi, conform realității, cred, domnul prefect a convocat Comitetul Situațiilor de Urgență și a dat o decizie, fără însă a transmit-o către toți actorii implicați. Din câte știu eu, cred că nici la momentul ăsta nu a fost transmis. Probabil în continuare se gândește dacă o să o transmită sau nu. Cam asta este problema tehnică. Mai departe, comunicatul prefecturii l-am văzut, am citit tot. Ce conține această decizie? Această decizie conține înființarea, confirmă practic ceea ce am aprobă, ceea ce am solicitat, respectiv înființarea unui număr de 30 de paturi la Spitalul de Pneumofiziologie, dar despre acest lucru o să povestească mai mult domnul director. Practic, propunerea pe care am făcut-o luni s-a luat duminică ca și document, când putea fi luată, hai nu luni, că poate nu obișnuit să lucreze după, în aceeași zi cum lucram cu toți, marți, că după asta va mai dura câteva zile până paturile vor putea fi operaționalizate. Adică nu ne gândiți că de astăzi putem trimite. Putem trimite, nu avem medicamente, să ne creăm procedurile, trebuie să discutăm cu dinși, trebuie să facă fluxurile către DSP. Domnul prefect nu știe lucrurile astea. Nici nu are cum să le înțeleagă și nici nu are cum să știe. Și vine și toți noi suntem ăștia vinovați. Ok, n-am nicio problemă, că nu am venit în nicio funcție să fim nevinovați sau
Domnul manager, da, spitalul de boli TBC din Călăraș aparține Consiliul Județean, înțeleg. De ce măsurile astea nu s-au luat în vară? Pentru că... Preventiv. Ascultați-mă ca să vă spun până la cap. Acum dumneavoastră și dumneavoastră... Poate și alte măsuri să putea impune. Să știți și dumneavoastră. Consiliul Județean gestionează cele două spitale, TBC și Spitalul de Urgență și cel de-al treilea spital de la Săpunari, din punct de vedere administrativ. Consiliul Județean nu poate să dispună ce fel de bolnavi să internăm, ce fluxuri să se creeze într-un spital. Totul se face prin, dacă este o stare de urgență, prin Comitetul Situațiilor de Urgență local, sau dacă este o activitate pe care vrei să o faci într-un timp normal, prin DSP și prin aprobare de la Ministerul Sănătății. Nu e cazul acum, fiind vorba de urgență, decizia este la șeful acestui comitet, care este prefect. Restul e o discuție. Consiliul Județean, da, trebuie să cumpere paturi, trebuie să plătească utilitățile, dar s-a oprit aici. Consiliul Județean nu își pune activitatea pe zona de urgență. Aveți o rezervă de paturi, de medicamente, țin minte, ne-ați expus. Da, din punctul ăsta de vedere, gestionăm. Nu avem probleme la acest moment. Dar problemele noastre sunt generate de urgența și de fluxul în care lucrăm. Aparatele încep să cedeze, ceea ce domnul prefect nu știe, ne cresc cheltuielile pe mentenanță, pentru că sunt aparate care nu pot lucra într-un regim non-stop. CT-ul, de exemplu, el n-a fost proiectat. Se încinge. Numai săptămâna trecută s-a oprit de două ori. Dar astea nu sunt probleme reale pentru dânsul. Că dânsul, dacă are nevoie de un CT, se duce probabil la Ploiești, nu știu, unde a fost internat când a avut COVID. Dacă e să o discutăm la un mod radical. Și cam asta e mare problemă. Dar ne bucurăm în final că demersul pe care l-am făcut luni a ajuns să fie aprobat duminică. Asta este, atâta putem. Într-o situație de urgență ne gândim că de ce lucrurile se întâmplă. Sunt 7 zile, dacă o făcea luni, vă spun că la acest moment, sigur, Spitalul TBC putea să primească începând de astăzi pacienți care la noi nu au loc sau pe care îi temporizăm în UPU până când ne găsim un loc. Bolnavii planificați la CT-ul? Ce soartă au? Unde se controlează? Noi facem în continuare programările în ritmul în care nu suntem afectați de urgență. Și suntem în discuții să-l punem și pe cel de-al doilea CT, care iar o altă discuție de ce nu a fost pus niciodată în funcțiune de către doamna fostă manager. Nu a fost un CT relativ nou din 2018 pe care ne chinim și acum să obținem avizele. Că dânsa a considerat că e uzat moral. Avem și rezoluția ale dânsei cu material. Astfel încât un CT din 2008 nu este uzat moral, unul din 2018 este uzat moral. Ok. Dar toate astea le-am pus pe un material pe care o să-l prezint și domnului președinte după ce le-am pus cap la cap pentru a decide ce e de făcut în perioada următoare. Problemele sunt mari. Mai ales că domnul președinte, vicepreședinte al Consiliului Județean și președinte 2 luni de zile al Consiliului Județean, domnul actual prefect, în perioada în care dânsul era președinte de Consiliul Județean, nu știu, cu ghilimele, cu neghilimele, cum vreți să-i spuneți, a primit adrese din partea spitalului și nu a făcut nimic ca să repare remeneul. Noi la acest moment vă spun că pe remene avem un prejudiciu la bugetul spitalului și al Consiliului Județean de peste 15 miliarde de lei. Și el nu funcționează, ca să înțelegeți. Mai băgăm niște bani în el, nu știm dacă va funcționa, cât va funcționa. Aici ne-a adus temporizarea acestei reparații. Deși avem adrese scrise din partea firmei care asigură mentenanța, domnule, reparăm pe banii noștri, nu mai reparați-l mai repede. Cu cât întârziați reparația, cu atât el se va deteriora la un nivel la care nu va mai putea fi reparat. Și un echipament nou cât costă pentru locuirea lui? 2 milioane de euro. Desigur, problema aici sunt 100% că ne va ajuta prefectura. Că l-am văzut foarte implicat, nu se pune problemă. Cam astea sunt problemele reale. Și domnul prefect, în continuare, ne spune că lucrurile noi nu prezentăm realitatea. Exact realitatea o prezentăm. Și când spun că avem probleme financiare, avem probleme financiare. Generate de... Avem 2 milioane de lei de contate către DSP. DSP-ul nu are bani pe care se primească pe testele pe care le-am făcut, testele COVID, prin UPU și prin testele pe care le-am preluat de la ei. Banii ăștia noi i-am plătit din banii Consiliului Județean, din veniturile proprii și nu mai ai bani. Furnizorii tu trebuie să-i plătești, nu stai. Lucrurile sunt foarte complicate, dar nu cred că are timp domnul prefect să le înțeleagă și nici nu știu chiar dacă ar avea timp, dacă ar putea să le perceapă. Toate adresele pe care le-am făcut, am solicitat sprijin financiar pentru înființarea unei a doua linii de gardă, pentru recuperarea acestor bani de la DSPSF. Toate au fost vorbe din partea dânsului, hârtii din partea noastră. Nu s-a întors nimic în spital.
Nu știu. Domnule, avem putem vorbi foarte mult. Da, o să vină și întrebările la final. Aș vrea să spun ca trecere de vistă ce s-a întâmplat. Urmarea scrisorii dumneavoastră către DSP, către Consiliul Județean și către Prefectura Județului Călăraș, în speță prefectului, ca președinte al Comitetului de Situație de Urgență, să monitorizeze și să rezolve o problemă urgentă pe care dumneavoastră o sesizați. A avut loc ședința la Consiliul Județean convocată de către Prefectul Județului Călăraș. Lucrurile s-au discutat la nivelul unei ședințe de informare tehnică să vedem care sunt soluțiile. Și aici, dacă aș da timpul înapoi și a spune domnul director Dumitrescu, a fost președintele Comitetului de coordonare a situației COVID apărute în anul 2020, pus de către prefectul la acea dată Stoica, și împreună au luat cele mai bune decizii că județul Călăraș n-a avut o situație cum se întâmplă astăzi, care să ducă la nefuncționarea, neconcordanțe în deciziile autorităților pentru punerea într-o situație de normalitate. Noi venim aici și arătăm incompetența prefectului de a lua decizii pe funcția pe care o deține și lipsa lui de a putea să pună într-o situație de funcționare ce înseamnă instituția ale statului cu situația pe care astăzi Călărașul o traversează. N-aș vrea să ne scoată pe noi vinovați Consiliul Județean când noi suntem dispuși să disponibilizăm sumele necesare pentru materiale și pentru aparatură medicală. Tot ce ne va solicita Spitalul TBC, că prin decizia numărul 151 din 24-a 10-a, a luat-o domnul prefect în urma telefonului pe care l-a dat domnului ministru secretar de stat Arafat, informându-l de situația de la Călăraș, că prefectul evită să dea o hotărâre a Comitetului de Situații de Urgență și să ne dea o hotărâre a Comitetului Național de Situații de Urgență. Și uitați că duminică domnul ministru secretar de stat Arafat a rezolvat problema obligând prefectul județului Călăraș să dea această hotărâre. Și noi ne-am trezit duminică și de aceea cred că cel care a venit și în ședința tehnică pe care am avut-o miercuri, în data de 20 octombrie 2021, la Consiliul Județean cu DSPU, domnul director Dumitrescu a spus de acord, pot să eliberez un etaj, situația trebuie să fie clară pentru DSP, nu pot fără să am suport financiar pe care trebuie să le asigure Consiliul Județean. Consiliul Județean nu poate să asigure acest suport financiar decât cu o hotărâre a Comitetului de Situații de Urgență, care poate să ia imediat bani, să-i pună la dispoziția Spitalului TBC, să poată să-și asigure materialele necesare COVID-ului și aparatura necesară tratării COVID-ului. Și pentru toată introducerea asta, domnule director Dumitrescu, mulțumesc mult că ați venit și uitați, ați venit și ați dat o decizie, o dispoziție a directorului spitalului în urma hotărârii Comitetului de Situație de Urgență și deja ați făcut ca să funcționeze începând în 25-a 10-a, până la dispoziția contrară a Comitetului de Situație de Urgență, se organizează secția COVID la etajul 3, 30 de paturi. Deja dumneavoastră, ca și manager al Spitalului de Pneumofiziologie Călăraș, ați luat decizia care Consiliul Județean, prin reprezentarea dumneavoastră, își face datoria față de cetățenii județului Călăraș, punând 30 de paturi la dispoziția, să spunem, a pacienților bolnavi cu COVID. Domnule director, situație tulbure. Discuții, am ajuns în situația în care, să spunem, la momentul când dumneavoastră cu DSP-ul spuneați și apărați TBC-ul ca să îl avem în siguranță pentru a trata bolile de TBC, uitați că astăzi a fost unul din oamenii care a venit cu decizia de a pune la dispoziție din spitalul dumneavoastră un etaj și de a trata împreună cu managerul Cristi Mihai Bogdan problemele județului Călăraș ca să le gestionăm în cadrul autorităților județene, Consiliul Județean și cele două subordonate, cum a făcut și referire domnul Cristi Mihai Bogdan, ne ocupăm de administrarea lor, nu de a pune în practică deciziile pe care le ia DSP-ul și Ministerul. Toate procedurile de funcționare ale spitalelor cu proceduri, cu
tot ce înseamnă funcționare pe legi, să ne subordonăm DSP-ului. Domnule director, aveți cuvânt. Ați luat decizia cum vom proceda împreună să rezolvăm problema pe care la care s-a evit în urmă cu o săptămână și avem o întârziere de o săptămână de a o pune în practică. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a spune că dispoziția mea este dată astăzi 25, după ce dispoziția Comitetului Județean de Situații de Urgență a fost dată ieri. La momentul în care m-am prezentat în fața dumneavoastră, eu n-am primit-o oficial, am luat-o după site-ul instituției prefectului. Deci, ca atare, nu mai e loc de negocieri. Eu am dat dispoziția organizării interne. Practic, noi nu putem primi bolnavi deocamdată decât cu condiția ca aceștia să vină însoțiți de medicație de la domnul director Cristi Bogdan, de la județean, până când intrăm în procedura de achiziție, să putem să ne facem noi toate achizițiile și cu ajutor pe termen mediu și lung de la, pentru acțiunile noastre de la Consiliul Județean pentru procurarea unor materiale necesare supravegherii bolnavilor COVID. Și acum să vă spun de ce. Spitalul nostru, m-am întâlnit cu dumneavoastră în repetate rânduri, n-a fost conceput pentru așa ceva. Da? Necesarul de oxigen pe care îl avem noi asigurat, neavând stație de oxigen, îl asigurăm pentru bolnavii de TBC și alte boli pulmonare cu concentratoare care oferă maxim 5 litri debit pe minut de oxigen. Acești bolnavi putem noi să degrevăm în spitalul județean, care au nevoie minimă de oxigen și de izolare, până când, pe termen lung, am propus domnului președinte Iliuță un plan de dotare a spitalului nostru cu o stație, cu un stocator de oxigen și o stație de distribuție a oxigenului, precum și alte măsuri, ca în așa fel încât spitalul, am zis noi, într-un interval rezonabil de timp, spitalul TBC să poată deveni un spital care să fie folosit la capacitatea totală în timp pentru asemenea epidemii, cum este pandemia actuală de SARS-CoV-2. Din punct de vedere operațional, pentru punerea în dispoziție, punerea în aplicare a dispoziției mele, cu ajutorul și cu colaborarea celor de la Spitalul Județean, noi de mâine putem primi bolnavi, forme ușoare, prin transfer sau cei care vin direct de la Spitalul Județean, dar am spus și prin transfer pentru a veni în sprijinul lor pentru a le degreva niște paturi. E nevoie de colaborare, ca și cum am fi un singur spital, de-aia sunt eu aici, pentru că fac parte dintr-o echipă, echipa Consiliului Județean, pentru că la chestia asta nu pot să decid eu singur și trierea bolnavilor trebuie să se facă de comun acord. Am numit un comitet, un doctor și un comitet care se ocupă din partea unității mele de aceste lucruri, care va lucra, bănuiesc, de comun acord cu directoarea medicală și cu doctorii din Spitalul Județean. Vă asigur și sper să am asentimentul celor de la Spitalul Județean că nu primim bolnavi pentru a muri la Spitalul TBC. Ne-am asigurat și domnul președinte știe și mi-era chiar teamă la un moment dat să nu există supărare, că am spus că ne luăm niște responsabilități cu niște condiții, pentru că n-am fost făcuți ca pentru așa ceva, ca unitate pentru așa ceva. Dar înțelegem că în momentul în care s-a emis o hotărâre, s-o punem în aplicare neîntârziat. Dacă dumneavoastră aveți alte... Ce înseamnă forme ușoare, domnule doctor? Și cam câte vă cazuri vă așteptați acum, să zic? Deci formele ușoare sunt formele cu afectare pulmonară, radiologic vorbind, minimă, și care au o saturație în oxigen la 5 litri pe minut în jur de 90%. Sunt multe persoane pe care vă așteptați să le primiți în stadiul ăsta, de la Spitalul Județean? Deci, din informarea neoficială, așa, de la directoarea Spitalului Județean, săptămâna trecută au avut aproape 70 de bolnavi în această situație. Deci, noi cred că putem să găsim un număr de bolnavi pe care dânsii responsabilitatea îi selectează și pe care să-i poată trimite la noi, pentru a face față cu concentratoarele pe care le avem noi. În paralel, cerem
cu finanțare de la Consiliu și comandăm niște butelii de oxigen, că asta e ușor de făcut așa pentru... Știți cum se decompensează bolnavii de COVID de la o zi la alta, se pot decompensa, Doamne ferește. Și în partea ulterioară, dotarea spitalului cu instalație de distribuire la saloane de oxigen și cu stocator de oxigen. Dacă evoluția pandemică crește, cum asigurați suplimentarea? Dacă evoluția pandemică crește, nu putem asigura suplimentarea. Aceste 30 de paturi sunt pentru formele ușoare. Formele grave, de la medii spre grave, rămân tot la spitalul județean. Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să precizați foarte clar, dacă nu ar fi fost intervenția lui Raed Arafat, lucrurile nu s-ar fi rezolvat nimic? Cum să se rezolve dacă prefectul n-a rezolvat adică în situația de lucru a subordonatelor? O rezolva până vineri. Dacă noi ne-am întâlnit miercuri, joi, putea să țină ședința, chema subordonatele, că toate subordonatele statului fac parte din Comitetul de Situație de Urgență și dădea dispoziția de constituirea comisiei și de hotărârea comisiei Comitetului de Situație de Urgență. Nu s-a întâmplat nici joi, nici vineri. Nici sâmbătă. Și o face duminică. Dacă nu interveneam la ministrul secretar de stat Arafat, astăzi nu aveam această hotărârea Comitetului de Situație de Urgență să putem să rezolvăm o problemă. Problema mea, prefectul județului Călăraș mi-aduce acuze că noi suntem responsabili Consiliul Județean. Consiliul Județean e responsabil să asigure sumele pentru a putea să intervii și să putem să tratăm toți pacienții care vor ajunge la camera de gardă la IS. Pentru toate astea am inițiat acest lucru ca să nu separăm. Pe acest bolnav îl primim, pe celălalt îl refuzăm. Ce ar însemna aparținătorii unui bolnav care e refuzat la spital, noi să nu putem să asigurăm aceste condiții minime de a-l primi în spital și de a-l trata cu responsabilitate. De aceea am fost nevoit să-l sun pe Arafat, să nu ajungem în situația să refuzăm vreun bolnav care vine la camera de gardă la Spitalul Județean de Urgență. Și uitați că domnia sa a făcut tot ce a fost posibil, determinând prefectul județului Călăraș să ia această hotărâre în favoarea viitorilor pacienți ai Spitalului Județean de Urgență și acum, în colaborare cu TBC, împreună gestionăm situația la nivelul județului Călăraș. A avut o apreciere personală vis-a-vis de domnul prefect, domnul Arafat? A spus că e în obligația de serviciu. Dacă l-am sesizat, de ce n-a făcut-o până acum? Ce pot să spun? Am spus mai devreme. E un incompetent. Prefectul județului Călăraș e un incompetent care deține o funcție atât de mare și nu știe ce caută pe acea funcție. Domnule președinte, toate aceste probleme administrative pornesc de la problema politică. Acum două săptămâni, de față cu domnul prefect, la Dragoș Vodă, ne-a spus că v-ați înțeles din punct de vedere politic. Mai puțin două probleme. Radovanu și încă una, care nu mi-am amintit. Până la urmă, v-ați înțeles din punct de vedere politic? Petru, vezi, ne-am înțeles cum. Noi ne gândim cum să rezolvăm problema cu o instituție a statului care are obligația să monitorizeze cu Direcția de Sănătate Publică ca reprezentant al Guvernului în teritoriu să vină și să ia decizii în care să ne pună pe noi în situația să putem să disponibilizăm sume, să asigurăm materiale, să asigurăm aparatura pentru a putea să tratăm bolnavi COVID, iar domnia sa evită și nu ia decizii. E clar că înțelegerile sunt decât eu să le respect, iar ei politici să nu respecte nimic. Împărțirea banilor a venit iarăși. Exact. Deci, de la împărțirea banilor constat că acești oameni spun una la discuțiile pe care le avem pentru a putea să facem bine cetățenilor din județul Călăraș. Ei sunt astăzi în campanie electorală, spun una și fac alta pe la spate. Deci ei nu respectă absolut nimic. Deci în înțelegerile pe care consideram că generația tânără, senatorul Ciprian Pandea, cum i-a spus grama? Jumătate de senator. Da, grama e directorul direcției, fost director al Direcției de Dezvoltare a Județului Călăraș și actual administrator public al municipiului Călăraș. Da, zic că le va respecta. Uitați că nu se întâmplă acest lucru. Nu ne-am înțeles. Asta e constatarea mea, că ei la ora actuală tratează politic în loc să lase politica pentru ce înseamnă 2024. Ei la momentul ăsta vor face tot ce înseamnă posibil să saboteze sau să ne încurce în guvernarea județului Călăraș. Cele 30 de paturi rezolvă problema în momentul de față. Problema spitalului județean. Însă, dacă numărul de pacienți va crește peste aceste paturile de la spitalul județean și paturile de la TBC, ce veți face? Încotro veți merge? Vă gândiți la un spital mobil sau care ar fi următoarea? Următorul pas va fi închiderea unor secții. Lupta mare a fost
la noi ca să nu închidem secțiile, astfel încât să nu grăbăm oamenii de dreptul lor la sănătate. Pacienții non-COVID la momentul ăsta pe urgențe pot fi internați la noi și tratați. Desigur, nu mai internăm și nu mai tratăm persoanele care au afecțiuni, dar care nu reprezintă o urgență. Gen, o operație care n-a fost făcută în ultimii 3 ani și se hotărăsc să facă acum, dar poate făcută și peste un an sau doi, o să o facem după pandemie. Dar lupta noastră cea mai mare, asta a fost. Și de aici, că altfel era foarte simplu. Facem tot spitalul județean de urgență, îl facem COVID, îl facem. Ce facem cu restul pacienților? Unde îi ducem? Nu avem unde. Nu ne primește nimeni. Un bolnav cu AVC, am căutat aproape 2 zile să găsim unde să-l transferăm. Asta e marea problemă, pe care domnul prefect iar nu le înțelege. Dar sunt atât de multe lucruri pe care nu le înțelege, încât credeți-mă că nu mai am răbdare să îi le mai explic. Domnule Dumitrescu, cât durează până vă faceți stocul de medicamente de oxigen, dacă veți avea nevoie să achiziționați oxigen? Și dacă aceste cheltuieli vă sunt decontate de CAS? Sunteți prinși? Nu. Aceste cheltuieli vor fi decontate de Consiliul Județean. Noi, practic, pacienții pe care îi putem să primim de mâine, îi primim cu concentratoarele de oxigen pe care le avem în dotare. Avem pentru pacienți. La ora la care vorbim noi acum, am solicitat o inspecție de la ISU, de la pompieri, ca să punem lucrurile la punct în așa fel încât, având mulți consumatori de curent electric pe etajul respectiv, la paturile respective, dacă o să fie toate, să nu avem, Doamne ferește, vreun incident de natură incendiilor. Pentru butelii și achiziționarea de butelii, nu cred că este problema, dar aici e furnizor și care poate să aducă, poate problema să fie organizarea noastră ca depozitare a acestui material și văzând și făcând să vedem care este ritmul de adaptare. Alte cheltuieli eligibile sunt medicația. Deocamdată nu putem primi bolnavi decât cu medicația după ei, prin transfer pe care le împrumut, să zic așa, pe care înțelegem să returnăm Spitalul Județean, până când facem noi achiziția. Sper să putem face achiziția în regim de urgență, ca într-o săptămână, o săptămână și ceva, să trăim pe picioarele tratamentului nostru, fără să mai trebuiască să luăm de la județean. Ce se întâmplă în continuare? Noi ne facem datorie față de cetățenii județului Călăraș, cu toate promisiunile pe care le-am făcut, ne ducem proiectele de dezvoltare la final și vom continua să găsim soluțiile care sunt la îndemâna noastră și exact ce s-a întâmplat acum, vom face toată presiunea publică să rezolvăm problemele, indiferent de deciziile politice care le va lua jumatea de senator și prefectul actual în funcție. Deci vom face mediatic, vom informa și vom determina să vină și să ajute din punct de vedere instituțional Consiliul Județean pentru funcționarea și dezvoltarea județului Călăraș. Credeți că va fi demis după întârzierea asta? Deci cred un singur lucru. După ce se va investi guvernul, vom face un memoriu și vom adresa primului ministru de defecțiunile pe care prefectul actual în funcție le are ca și om investit de guvern în teritoriu. Dar cum vedeți totuși colaborarea cu cei de la PNL în condițiile sau în ipoteza că ați putea intra la guvernare PSD-PNL sau să susțineți un guvern minoritar? Dacă vom susține un guvern minoritar, aș prefera să spun că lucrurile vor fi rezolvate la nivel național și lucrurile vor funcționa și la Călăraș. Chiar cu jumătatea de senator și cu prefectul ăsta incompetent în funcție. Pe cine vedeți în locul domnului prefect, mai competent decât însu? Găsim. Avem la PSD suficienți prefecți ca să putem să-i punem pe funcție, să putem să intrăm într-o normalitate.